Ați observat ce preț dau copiii jucăriilor? Frumoasă mașină ai, mare. Ești 4 ani de bani cu asta. Tata ne-a cumpărat. În schimb, se pare că maturii o fac mai copilărește. Eu am un contract de cumpărare-vânzare care este înregistrat și prețul lui este de 8.000 de lei. Eu aș fi putut indica, să zice, prețul de 2.000 de euro. Dar eu n-aș avea nicio justificare din punct de vedere juridic, documentar. E în folosință mașina. Cum adică în folosință? Tot turismul mame. Da. Și cum cu eu. Acest automobil, conform declarației de avere a unei inspectoare de integritate, valorează 9.000 de lei. Dumneavoastră sunteți ciobotarul Cristina? Frumoasă mașină! Scumpă? 10.000 de lei. Tata mi-a cumpărat-o. Autoritatea Națională de Integritate te îndeamnă. Declară valoarea reală a bunurilor. La finele anului trecut, Autoritatea Națională de Integritate îndemna funcționarii publici să nu mai indice în declarațiile de avere și interese personale mașini de 10.000 de lei sau alte bunuri subevaluate. Ziarul de Gard a constatat însă că chiar inspectorii de integritate, cei care verifică declarațiile de avere ale tuturor funcționarilor, indică automobile care ar avea o valoare de 5 sau 10.000 de lei sau că le-au primit în folosință de la părinți. Totodată, un inspector declară locuință cu valoarea de 0 lei. Autoritatea Națională de Integritate este unica instituție abilitată să verifice declarațiile de avere și interese personale ale funcționarilor. În cadrul autorității activează 20 de inspectori de integritate. 18 dintre ei au declarat bunuri mobile și imobile la prețuri derizorii, automobile de 0 lei sau că locuiesc în casele părinților sau ale rudelor. Acest automobil Toyota aparține inspectoarei Cristina Ciubotaru și, conform declarației de avere a acesteia, ar valora doar 9.000 de lei. În realitate însă, prețul unui asemenea automobil este de aproape 20 de ori mai mare, variind între 7 și 9.000 de euro. Am găsit-o pe inspectoare la volanul mașinii Toyota RAV4 în parcarea Autorității Naționale de Integritate, însă aceasta a mințit în privința identității ei. Dumneavoastră sunteți ciobotarul Cristina? Nu? Câteva zile mai târziu, inspectoarea Ciubotaru a fugit din nou de reporterii ziarului de gardă, ieșind prin ușa din spate a clădirii Autorității Naționale de Integritate. Inspectorul Radion Buzu declară un automobil Pontiac Vibe fabricat în 2004 și cumpărat în 2017, cu 8.000 de lei. În realitate, un astfel de automobil valorează de 10 ori mai mult. Buzu declară și un apartament de 50 de metri pătrați, al cărui preț nu este indicat. Referitor la prețul care este declarat în declarații de avere și interes personale, m-am condus după cadrul legal care prevede că în declarație indică prețul contractual, deci eu am un contract de cumpărare-vânzare care este înregistrat și prețul lui este de 8.000 de lei. Și acest preț l-am indicat și în declarația de avere și interes personal. Referitor la bunul imobil, într-adevăr, indic prețul deoarece apartamentul nu mi-a aparține. Eu trăiesc, să zicem așa, apartamentul a părinților și pe documente și da, eu sunt înscris acolo, eu, soția, copii, dar ea a părinților, eu doar mă folosesc de el. La moment se poate spus că aș zice că trăiesc în chirie în apartamentul părinților. O altă inspectoare care declară automobile la prețuri departe de evaluarea reală a acestora este Tatiana Pistrui. Familia Pistrui declară o Dacia Logan fabricată în 2005 și procurată în 2007 cu 5.000 de lei, dar și un Nissan Altima din 2003, care ar fi fost procurat cu doar 10.000 de lei. În 2021 însă o Dacia Logan produsă în 2005 poate fi cumpărată la preț de circa 50.000 de lei, iar valoarea unui Nissan Altima este în jur de 120.000 de lei. Ele au fost procurate cu mult timp
înainte, încă eram în concediu de maternitate și nici nu mai știu de ce au fost stabilite. Adică soțul s-a ocupat, cred că erau practică, nu cum știu. Cum nu știți de ce s-au stabilit? Pentru că de obicei spune prețul din contract de vânzare cumpărare, dar el nu este real. Păi nu știu, care fiind soțul s-a ocupat atunci. Stați un pic, soțul a depus declarația dumneavoastră de avere? Nu, eu am depus-o, el s-a procurat. Inspectoarea Pistrui declară și un Jaguar XF fabricat în 2012, aproape de valoarea reală. Și Olga Vizitiu conduce un autoturism subevaluat. Este vorba de o Honda Civic fabricată în 2008, procurată în 2017, cu 10.000 de lei. Pe piața auto, un astfel de automobil este vândut cu circa 75.000 de lei. Familia Vizitiu deține și un apartament obținut printr-un contract de donație. Inspectoarea Olga Vizitiu, care verifică declarațiile funcționarilor de mai bine de un an și jumătate, a refuzat să discute cu echipa ziarului de gardă. În lista inspectorilor care declară automobile subevaluate se regăsește și Zinaida Guțu. Aceasta este deținătoarea unui automobil de model Alfa Romeo Mito din 2008, cumpărat în 2019 cu 40.000 de lei, echivalentul la 2.000 de euro. Chiar dacă pe piața auto un astfel de automobil poate fi achiziționat doar pentru sume cuprinse între 7 și 8.000 de euro. Costă 40.000, este din 2008, da. Este o mașină importată și așa costă, așa am procurat. Aproape 2.000 de euro. 2.000 de euro, în 2019 a costat 2.000 de euro. Este contractul de vânzare-cumpărare, eu nu mai țin minte numele persoanei fizice la care am cumpărat. Soțul inspectoarei este proprietarul unui automobil Lexus din 2008, valoarea indicată acestuia fiind de 10.000 de lei. Lexus de 10.000 de lei. Păi doamnă, vă spun, procurarea său automobilului este premergător actului de căsătorie. Cum pot să răspund de contractul de vânzare-cumpărare a soțului? Păi da, dar vă mai zic că da, dumneavoastră sunteți responsabil. Așa l-a cumpărat dumnealui, l-a cumpărat la prețul de 10.000 de lei, valoarea pe piață care a găsit-o dumnealui, a găsit cumpărătorul. Da, el cam costă vreo 10.000 de euro. Familia Guțu mai deține și o Skoda Octavia din 2018, procurată în leasing la prețul de 13.800 de euro. Iar inspectorul Ion Crețu i-a cumpărat soției un automobil de model Toyota CHR, fabricat în 2018, a cărui valoare indicată este de doar 220.000 de lei, adică aproximativ 11.000 de euro. În realitate, o astfel de mașină valorează circa 18.000 de euro. Tot anul trecut, Crețu a vândut cu 160.000 de lei un automobil de model Mitsubishi Outlander, pe care l-a achiziționat în 2019 cu 150.000 de lei. Întâlnit pe holurile autorității, Crețu ne-a transmis că va vorbi cu reporterii ziarului de gardă doar prin intermediul serviciului de presă al instituției. Cu banii prenotați plus un pic din economii, mi-am luat Toyota de 220.000 de lei. Garajul a fost donat de tata. Am avut consecutiv două Outlander-uri, unul fabricat în 2011 și procurat în 2018 cu 15.000 de lei, pe care l-am vândut în 2019 cu 15.000 de lei, după care tot în 2019 am cumpărat un Outlander fabricat în 2013 cu 160.000 de lei, care a fost vândut în 2020 tot cu cât l-am cumpărat. Cifrele transmise de inspectorul Crețu diferă însă de cele indicate în declarațiile sale de avere. Acestea arată că automobilul a fost vândut cu 10.000 de lei mai mult față de prețul de achiziție. Inspectoarea Doina Popovici conduce o Skoda din 2006, achiziționată în 2019 cu 20.000 de lei, prețul real al acesteia fiind de circa 140.000 de lei. Iar inspectorul Sergiu Popa se plimbă cu un Ford Fiesta, cu valoare indicată de 70.000 de lei, chiar dacă pe piața auto un astfel de autoturism valorează în jur de 120.000 de lei. Cristina Prisăcariu, o altă inspectoare de integritate care verifică averile funcționarilor, indică în declarația de avere și interese personale un autoturism Volvo C70 din 2007, pe care l-a achiziționat în 2018 cu 80.000 de lei. Pe site-urile de anunțuri, un astfel de automobil costă dublu. Prisăcariu mai deține un Volvo XC90 obținut în 2013 cu prețul de 135.000 de lei. Pe piața auto, acest model valorează circa 200.000 de lei. Inspectoarea Prisăcariu admite că valorile indicate în declarația de avere nu corespund valorii reale ale bunurilor, însă justifică că la completarea actului a respectat legislația, conform căreia trebuie indicate valorile din contractele de vânzare-cumpărare.
Alți 4 inspectori de integritate conduc autoturisme trecute în declarațiile lor de avere cu valoarea de 0 lei. Unul dintre aceștia este Vladislav Gorceac. E în folosință mașina. Cum adică în folosință? Autoturismul mamei. Da. Circul cu el, titulare mama, de asta și-am indicat automobilul în folosință. Dacă nu mai sunt întrebări, eu... Nu, mai sunt, că văd că ați... O faci un demers oficial, o interpelare oficială și vă răspund la toate întrebările. În 2020, mama inspectorului i-a donat acestuia și o casă. Am primit casa în donație în 2020. Casa a fost procurată cu mult timp înainte ca eu să devin inspector. A fost decizia părinților, eu fiind unicul moștenitor. Cât ține de automobil, l-am indicat la valoarea 0 lei pentru că nu eu sunt proprietarul. După discuția cu ziarul de gardă, inspectorul Gorceac a depus o nouă declarație de avere, modificând titularul automobilului cu care se plimbă. În lista inspectorilor cu automobile trecute în declarațiile de avere și interese personale, la valoarea de 0 lei se regăsește și Alexandru Stavinski. Acesta conduce un automobil Seat fabricat în 2001 și cumpărat în 2019, despre care spune că i-a fost transmis în posesie prin mandat. Inspectorul Ion Nicolaev conduce un Nissan Almera din 2006, iar Sergiu Pleșca se plimbă cu un autoturism Audi TT din 2000, care în declarațiile de avere valorează 0 lei. Ziarul de gardă a mai constatat că 7 dintre cei 20 de inspectori de integritate indică în declarațiile de avere, fie că au primit în folosință gratuită, fie că au moștenit apartamentele în care locuiesc. Pe lângă aceasta, inspectorii de integritate nici nu indică valoarea locuințelor. Este și cazul inspectoarei Alina Munteanu, care în 2015 a obținut în folosință de la părinți o casă de locuit. În apartamentul părinților locuiește și Radion Buzu, iar anul trecut inspectorul Rodion Rusnac a primit spre folosință un apartament de 50 de metri pătrați, proprietarul bunului fiind finul părinților săi. Nu dețin în proprietate cu titlul de proprietate niciun bun imobil, fapt pentru care la moment mă folosesc cu drept de uz de apartamentul unei rude a părinților mei, și anume finul părinților mei. Mai mult decât atât, conform regulamentului privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale, în cazul deținerii unui bun cu drept de uz, de folosință, valoarea bunului se indică zero, fiindcă anume valoarea bunului o cunoaște doar însăși proprietarul bunului. Fapt pentru care vreau să reiterez încă o dată că chiar nu dețin cu drept de proprietate niciun apartament, fiindcă salariul de funcționar public cu statut special nu-mi permite. Deși indică faptul că în 2009 a obținut dreptul de abitație într-un apartament cu valoare indicată de 0 lei, inspectorul Andrian Fetescu declară că actul care confirmă proveniența bunului este un contract de vânzare-cumpărare. Și inspectorii Alexandru Stavinski, Serghei Pleșca și Virgiliu Bardă locuiesc în apartamente cu drept de abitație. Maria Dastic, purtătoarea de cuvânt a Autorității Naționale de Integritate, susține că inspectorii de integritate sunt primii care au văzut spotul video prin care funcționarii au fost îndemnați să declare valoarea reală a bunurilor, însă se conformează legislației fiscale atunci când declară bunuri subevaluate. În primul rând, spotul a fost văzut de echipa autorității, care fac parte și inspectorii de integritate. Pe lângă propunerile pe care noi le promovăm din anul 2019 la Ministerul Justiției, am zis că este oportun de a veni și cu un spot pentru a conștientiza subiecții declarării despre faptul cât de penibilă pare o situație în care îți declari bunurile la un preț infim. Și atunci venim cu conștientizarea prin acest spot că atunci când încheie pe viitor vor încheia contracte de vânzare-cumpărare sau alte acte de proveniență a bunurilor, să discute cu persoana de la care procură bunurile pentru a indica prețul real al acelui bun. Toată lumea declară conform legislației în vigoare, da? Deci nu pot să declar un bun atâta timp cât legislația în domeniul fiscului, pe aspectul cadastral, permite de a se indica asemenea bunuri. Elena Prohnitsky, directoarea adjunctă a Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, explică faptul că, în declarațiile de avere, bunurile sunt indicate la prețuri derizorii, întrucât cadrul legal permite aceasta. Experta este însă de părere că inspectorii de integritate ar trebui să fie un exemplu de corectitudine și să indice valoarea reală a bunurilor pe care le dețin. Cadrul legal ce ține de verificarea declarației de avere și interese este destul de permisiv. Și permite
nu doar respectul integritate, dar și tuturor subiectelor declarării, să indice în declarațiile de avere și interese valoarea bunului indicată în contractul de vânzare-cumpărare. Și aici putem spune că inspectorul de integritate acționează în cadrul câmpului legal. Atunci când se cumpără un bun valoros, e vorba de un imobil sau e vorba de un automobil, vânzătorul este obligat să plătească un impozit pe venit. Dar și nici cumpărătorul nu este interesat ca acest bun să apară în declarația lui de avere și interese la valoarea lui reală, în situația în care este un simplu funcționar public. Indiscutabil, inspectorul de integritate care evaluează veridicitatea declarațiilor de avere și interese și valoarea bunurilor indicate în aceste declarații ar trebui să fie înșiși un exemplu de corectitudine, iar integritatea acestora să fie în afara oricăror suspiciuni și dubii. Pentru că altfel ne întrebăm care este rolul tuturor campaniilor de informare și de sensibilizare pe care a funcționarilor publici să-și depună declarațiile de avere la timp, să declare toate bunurile pe care le au în folosință, dacă însăși inspectorul de integritate, prin propriul lor exemplu, demonstrează contrariul.